Bună, dragi mediciniști chimiști! Vă invit din nou pe site-ul nostru www.meditații-medicina.ro să ne jucăm astăzi cu chimia. Mai mult de atât, să ne jucăm cu probleme de chimie. Într-adevăr, am primit multe mesaje în care eram întrebați despre problemele de chimie și din care am înțeles că, într-adevăr, chimia e o problemă pentru că are probleme. Ne-am gândit să dăm startul unei noi serii de filmulețe, pe lângă cele de teorie, să ne jucăm și cu probleme, cu tipologii de probleme. Și sperăm ca până la vară să parcurgem cam tot ce s-ar putea da într-un examen, dar trebuie să o luăm gradual, să o luăm de la început. Așa că astăzi am hotărât să iau manualul de clasa a 10-a, vă aduceți aminte de el, cel pentru admitere de la editura Art și să discut de problemele de la pagina 16, probleme care sunt despre formule brute, procentuale, despre arderea substanțelor și identificarea atomilor constituenți. Deci astăzi ne jucăm cu flăcărici și calculăm atomi și formule moleculare. Vă invit și pe site-ul nostru www.meditații-medicina.ro. Aici avem lecții de anatomie și chimie. Astăzi mergem la lecțiile de chimie. În lecțiile de chimie avem nu numai teorie, cât și lecții de probleme. Într-o lecție aveți teoria cu exemple de probleme rezolvate, dar aveți și teme în care problemele propuse au și rezolvare. Deci este mult mai ușor să rezolvi o problemă având rezolvarea în față și urmărind cum s-a făcut. Merg pe lecția de probleme. Aici avem diverse exemple de tipologii, cum să calculăm de la bazal masă molară, formulă procentuală, brută molară, cât și probleme cu densități, cu densitate absolută, relativă, cu concentrații procentuale, molare, cu randament, puritate. Deci vă puteți juca și vedeți, urmăriți exemplele de aici, apoi rezolvați și voi. Pentru a rezolva problemele de astăzi, o să mă întorc puțin și pe formulele date în site pentru a le revedea, dar este bine pentru voi ca fiecare formulă de chimie pe care o folosiți în probleme să o treceți pe o agenduță, pe o foiță. Până la urmă, la chimie este mult mai easy, în două pagini cam toate formulele pe care le folosești, spre deosebire de fizică care se joacă cu o mulțime de formule. Bun, și să trecem la treabă. Problema numărul 1. Determină formulele brute ale substanțelor care au rapoartele de masă următoarele. Și avem carbon la hidrogen la oxigen, 18 la 3 la 8 și așa mai departe. Rapoartele între atomi se notează cu două puncte, cu împărțire. De fapt, este simbolul de împărțire. Dacă împart masele dintre atomii de carbon, hidrogen și oxigen, ce obțin? Și obțin niște valori, 18 la 3 la 8. E ca și cum aș avea o rețetă, puțin distrusă, știu că e de o prăjitură cu ciocolată, de exemplu, aici, dar nu știu exact care sunt ingredientele. Sau poate văd că pentru o porție trebuie să folosesc 100 de grame de unt și 300 grame de făină, dar cât trebuie pentru 5 porții? Astăzi dau o petrecere mare, ceva. Deci trebuie să multiplic, trebuie să ajung la rețeta pe care vreau eu, nu pe care mi-au dat-o neapărat ei. Pentru că noi suntem copii deștepți și știm din puțin să facem mult. Bun. Pasul 1. Există niște reguli bine stabilite și ușor de ținut minte, le aplicăm, obținem ceea ce ne trebuie. Pasul 1. Împărțim aceste rapoarte de mase date la masa atomică a fiecărui element. Știm, de exemplu, că masa atomică a carbonului este 12, a hidrogenului este 1, a oxigenului este 16. Nu știm, nu este absolut nicio problemă, pentru că în examen, la sfârșitul foiței de subiecte, vi se dau masele atomice. Deci nu este nicio dilemă aici, nu trebuie să tociți absolut nimic. Pasul 2. După ce am obținut niște rezultate prin această împărțire, mai facem o împărțire prin cel mai mic rezultat obținut.
Pasul 3. Ăsta este opțional. Dacă nu obținem rezultate ca și numere întregi, până la urmă, într-o moleculă, nu pot să am 2,5 atomi de carbon. Trebuie să am un număr întreg, să am 3, să am 5, să am 7. Și atunci, dacă obținem valori nenaturale, înmulțim cu cea mai mică valoare care rotunjește toți acești indici. Adică căutăm cel mai mic multiplu comun care să rotunjească toate rezultatele. Să exemplificăm. Iau primul subpunct, punctul A. Exemplu concret, e mult mai ușor să lucrăm pe exemple. Iau subpunctul A, raportul de masă, adică s-au împărțit masele acelor atomi și s-a obținut prin împărțire 18 la 3 la 8. Încerc să refac molecula inițială. Aplic pașii noștri. Pasul 1. Împart prin 12 pentru carbon, împart prin 1 pentru hidrogen și împart prin 16 pentru oxigen. Avem o formulă brută intermediară. Carbon 1,5, hidrogen 3, oxigen 0,5, totul de un N ori. Este o brută, este partea mică a moleculei. Partea repetitivă a moleculei. Nu îmi place deloc un carbon și jumătate. Nu îmi place o jumătate de atom de oxigen. Aplic pasul 2. Împart prin cel mai mic rezultat pe care l-am avut mai sus, în cazul nostru 0,5 de la oxigen. Și obținem pentru carbon 1,5 împărțit la 0,5, 3 atomi de carbon. Pentru hidrogen avem 6 atomi, iar pentru oxigen, împărțind prin el însuși, avem un singur atom de oxigen. Iată, din toate astea, formula noastră brută, formula brută. Carbon 3, hidrogen 6, oxigen, totul de un N ori. Vreau să mergem puțin pe site să ne uităm puțin el despre ce înseamnă de fapt această formulă brută. Sunt pe lecția noastră de probleme, mă duc la formula brută, care mi-arată natura atomilor. Adică, am văzut, aveam carbon, aveam hidrogen, aveam oxigen. Natura lor. Raportul în care se găsesc în moleculă. 3 carboni la 6 hidrogeni la 1 oxigen. Întotdeauna exprimat prin numere întregi, adică nu ne plăceau valori cu virgulă, și întotdeauna unei formule brute. Dacă dăm valorul lui N, îi pot corespunde mai multe formule moleculare. Puteam să dăm valori 2, 3, 4 și așa mai departe. Obțineam mai multe moleculare. În schimb, o moleculară niciodată nu va avea mai mult decât o formulă brută, pentru că moleculara înseamnă, de fapt, simplificarea prin cel mai mare divizor comun pentru a obține o brută. Deci împărțim prin cea mai mare valoare posibilă toți termenii pentru a obține pe brută. Și aceeași poveste, pasul 1, pasul 2, ce am discutat noi mai devreme. Să ne întoarcem la problema noastră. Trec la subpunctul B și vreau să vă aduc aminte să nu uitați să împărțiți la cel mai mic rezultat. Acest pas 2 se cam uită. Ce îmi spune subpunctul D? Raportul de masă dintre carbon, hidrogen și azot este 18 la 5 la 14. Cum refac eu rețeta mea de prăjitură? Aplic cei doi pași. Pasul 1. Împărțim prin masele atomice. Pentru carbon 12, pentru hidrogen 1, pentru azot 14. Am obținut o formulă brută intermediară. Carbon 1,5, hidrogen 5, azot 1. Și acum trebuie să împărțim prin cel mai mic rezultat. Din păcate aici e 1. Împărțim prin 1, obținem același lucru. Nu ne ajută prea mult, deci aplicăm pasul 3, acela opțional. Înmulțim cu cel mai mic multiplu comun care să formeze indici naturali, întregi. În cazul acesta îl găsim pe 2. Și dacă înmulțesc carbonul cu 2, obținem 3 atomi de carbon, 10 atomi de hidrogen, iar azotul or 2, 2 atomi de azot. Iată formula noastră brută, C3H10N2, totul de N ori. Vedeți? Am obținut formula brută căreia pot să-i dau valori, pot să dau valorul lui N și să mă duc spre formula moleculară. Încă ceva ce vreau să vă atrag atenția. Să nu încurcați niciodată rapoartele de masă, deci împărțirea aceasta
a maselor atomilor cu rapoarte atomice, raportul dintre numărul de atomi. În cazul ăsta aș avea 3 la 10 la 2. Acesta e un raport atomic. Acesta e un raport de masă. Aveți grijă că vă poate încurca foarte ușor în problemă și în examen. Merg mai departe, punctul C, foarte ușurel, deja ne-am obișnuit, aplicăm pasul 1, 6 carboni împărțit la masa atomică a carbonului 12 și pentru hidrogen 1 la 1 avem un singur hidrogen. Obținem o formulă brută intermediară pe care o împărțim la cel mai mic rezultat, adică la 0,5 și am obținut un singur atom de carbon la 2 atomi de hidrogen, deci formula brută finală este CH2TNOR. A fost foarte ușor, mergem mai departe să ne provoace puțin problema numărul 2 de la pagina 16. Ne vom juca în continuare cu probleme cu arderi, identificăm substanțe. Să vedem ce ne spune ea. Prin arderea 3,12 grame de substanță, cu masă molară 104 gram per mol, obținem 3,36 decimetri cub de dioxid de carbon și 3240 de miligrame de apă. Să determinăm formula moleculară, formula structurală, știind că are numai legături simple. Întotdeauna primul lucru pe care îl fac este să-mi scot datele de problemă și notez masa substanței din problemă, notez cu un M mic de obicei. M substanță, 3,12 grame. Masa molară, o notez cu M mare, sau poate voi ați notat cu μ, e perfect. 104 gram per mol. Volumul de dioxid de carbon, un V mare, 3,36 de decimetri cubi. Masa de apă, deci iar este un M mic, cu M apă. 240 de miligrame și dintr-o dată mă zgârie puțin, nu e ok, mi s-a dat totul, gram, gram, decimetru cub și ia uite un miligram. Nu este ok, trebuie să lucrăm în unități de măsură corespondente și atunci trebuie să transform în grame. Din mili în gram, din mic în mare, înmulțesc cu 10 la minus 3 pentru mili, 1000. Înmulțesc cu 10 la minus 3, trec 3 cifre după virgulă și am obținut 0,24 de grame. Trebuie să aflu formula moleculară și formula structurală. Iar aș vrea să mergem puțin pe site să ne uităm la formulele acelea de corespondență. Îmi place pe site că pot să mă duc repede să văd din cuprins ceea ce caut fără să derulez și derulez. Și mă duc pe unități de măsură corespondențe între acestea și văd acest mic tabel foarte iziluț, puteți să vi-l scrieți pe un sticker, să-l lipiți pe perete, eu întotdeauna l-aveam pe tablă, pus sus acolo și nu-l ștergeam tot anul, iar copiii prin forța imaginii vezi mereu și mereu același lucru, până la urmă îl reții și nu uiți și nu se greșeau lucrurile. Bun, dacă problema mea îmi dă o masă în miligrame, am grijă ca volumele să fie întotdeauna în mililitri sau centimetri cubi, iar molii să fie în milimoli. Deci lucrez pe mili. Miligram, mililitru, milimol. Am grijă centimetru cub să-l echivalez cu mililitru. Dacă problema dă grame pentru mase, volumele trebuie să le dea în litri sau decimetri cubi, iar moli în moli. Aceasta este varianta cea mai frecvent întâlnită în probleme. Deci pe mijlocul acesta, gram, litru, mol, aici vom lucra cel mai frecvent. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să le știm și pe celelalte. Iar dacă sunt pe varianta de industrial, kilogram pentru mase, metru cub pentru volume și kilomoli pentru moli, pentru numărul de moli. Am grijă mereu să fiu pe aceeași coloană. Încă o dată, miligram, mililitru, milimol, gram, litru, mol, kilogram, metru cub, kilomol. Ne întoarcem la problema noastră. Am problema, am datele de problemă, am făcut transformarea masei de apă. Ce vreau să vă spun în continuare este că dacă ard o substanță, tot carbonul din substanță, folosind oxigenul din ardere, oxigenul care întreține arderea, se transformă în dioxid de carbon. Tot hidrogenul din substanță folosește oxigenul și se transformă în apă, în H2O.
Azotul se degajă în atmosferă, avem și așa aproape 80% în atmosferă, ce mai contează puțin azot din arderea noastră, iar noi putem identifica astfel substanțele, putem să le ardem. Pe vremuri, chimiștii nu aveau prea multe metode la îndemână, ardeau substanțele, le captau, le măsurau ca volume, le cântăreau ca mase și scoteau, deductibil, prin reguli de 3 simplă, scoteau cantitățile de atom, de elemente, de carbon, de hidrogen, de azot, de oxigen, le scoteau prin calcule matematice. Deci chimia fără matematică, nu. Așa cum medicina fără chimie, nu e ok, între noi fie vorba. Bun, și în problema noastră putem să aplicăm deci un artificiu. Mie îmi place foarte mult să lucrez în moli. Acolo unde pot, încerc extrem de mult să calculez în moli. Vreau să transform, pentru ușurința calculelor, toate substanțele obținute, în cazul nostru dioxidul de carbon și apă, în moli. Deci transformăm ce am obținut, volum de dioxid și masă de apă, în moli. Am volumul de dioxid 3,36 de decimetri cubi. Știu formula, număr de moli, nu, egal cu V pe V molar. Pe V molar îl știm de acasă, nu ne-l dă nicio problemă, niciun examen. Îl știu 22,4 litri și atunci, din toate astea pot să scot că numărul de moli egal cu 3,36 volumul supra 22,4 volumul molar. Ia uite, 0,15 mol de dioxid. Am obținut moli de dioxid, mai vreau să-i obțin pe ea de apă și atunci sunt liniștit. Masa de apă. Am transformat-o în grame, 3,240. Am cealaltă formula numărului de moli, aceea pe care o aplicăm când discutăm despre mase, nu despre volume. M mic pe M mare, masa din problemă supra masa molară. Nu știu masa molară a apei, nu e nicio problemă. Pentru orice substanță putem să calculăm mase molare, pentru că avem masele atomice, alea date la sfârșitul subiectului de examen. Și masa molară a apei, 2 hidrogen 2 ori 1 plus 16 masa oxigenului, 18 gram per mol. Din toate acestea, pot să scot numărul de mol de apă, 3,240 din problemă, supra 18 masa molară, am obținut 0,18. Ce mai vreau să vă arăt aici? 324, acela era pătratul perfect al lui 18. V-aș recomanda să vă mai uitați puțin pe pătratele numerelor până la 30. Sigur, sunt acolo undeva în cutiuță. Ați fost obligați la un moment dat să le învățați și vă va fi ușor să le revedeți. Vă vor ajuta mult în probleme, pentru că nu aveți calculator și puteți să simplificați repejor, așa, atunci când știți pătratele. Se folosesc mult pătratele în problemele de chimie. Bun, ce mai îmi place de asemenea? Atunci când aflu ceva interesant din problemă, notez acolo sus lângă datele de problemă. Mai ales când am o problemă cu multe calcule, cu multe mai lunguță, câteodată s-ar putea să uit ce am aflat, ce mai trebuie să aflu. Mai bine mă duc acolo lângă datele de problemă și întotdeauna am prima porțiune în față. Și am notat numărul de mol de dioxid și de apă. De ce am calculat molii? Ca să calculez, de fapt, cantitățile de carbon și de hidrogen din dioxid și din apă. Determinăm masa de carbon. Întotdeauna, un mol de carbon are un singur atom de carbon, adică 12 grame. Înseamnă că, din calculul nostru, 0,15 mol de dioxid vor avea un X. X pe diagonală, 0,15 ori 12 pe 1, avem 1,8 grame de carbon. În același fel vreau să aflu și hidrogenul, știind că un mol de apă întotdeauna are 2 hidrogeni, adică 2 grame de hidrogen. Apoi 0,18 cât am calculat noi vor avea Y pe diagonală 0,18 ori 2 pe 1, am obținut 0,36 grame de hidrogen. Și un pas foarte ușor de pierdut din neatenție este că substanțele noastre s-ar putea să mai aibă și oxigen pe acolo. Nu pot să calculez oxigenul. Eu aduc oxigen prin ardere. Oxigenul întreține arderea. Cât am adus, cât era, greu de calculat, de măsurat, nu e util. Mai ușor e să spun așa. Dacă noi avem atât carbon și atât hidrogen, 1,8036, înseamnă că din masa inițială a substanței, din 3,12,
Ce era în plus era oxigenul. Foarte ușor de calculat. Mai ușor decât să măsor ce bag, să fac reguli de 3 simple și pentru oxigenul din dioxid și din apă, n-am fi complicat. Facem o simplă scădere. 0,96 grame oxigen. Le notez pe toate acolo sus, cum am vorbit, lângă datele de problemă și aplic ultimul calcul. Asta este foarte simplu. În masa inițială de substanță, în 3,12 grame de substanță, cât carbon aveam? 1,8. Cât hidrogen? 0,36. Atenție să pun mase. Dacă vorbesc de mase, pun mase, nu o să pun mol. Așa. Cât oxigen? 0,96. Dar într-un mol. Pentru că dacă știu într-un mol, în masa unui mol, înseamnă că pot să mă duc de fapt spre formula moleculară. Un mol arată formula moleculară, luată o singură dată. Bun. Dar în masa moleculară, în 104 gram per mol, avem un A, B, C. A pe diagonală este 104 ori 1,8 pe 3, 12 și am obținut 60 de grame de carbon. B pe diagonală este 104 ori 0,36, tot la 3, 12 în part și am obținut 12 grame de hidrogen. Iar C pe diagonală este 104 ori 0,96 pe 3, 12 și am obținut 32 de grame de oxigen, dar acestea sunt masele totale de carbon, hidrogen și oxigen. Mai trebuie să facem un artificiu, să împărțim la masa unuia singur, a unui singur atom. Am un kilogram de zahăr și vin în punguțe de câte 100 de grame. Câte pungi am în total? Cam așa e și aici. Am 60 de grame de carbon, dar fiecare carbon cântărește 12 grame. Câți carboni am? 5 carboni, pentru hidrogen împar tot prin 1, iar pentru oxigen împar prin 16, masa unui singur oxigen și am obținut 2 oxigeni. Iată formula moleculară C5H12O2. Nu a fost deloc greu. Încă o dată, ce am făcut în problemă? Am transformat totul în moli. Am spus că un mol de dioxid are 12 grame. Înseamnă că molii noștri vor avea X grame. Un mol de apă are 2 grame de hidrogen. Masa noastră are Y. Aflăm diferența de oxigen și apoi aplicăm pe această regulă de 3 simple. Din toată substanța, cât carbon, cât hidrogen, cât oxigen avem, dar într-un mol. Foarte simplu. Am mai văzut un mod de calcul. Mi se pare puțin mai complicat, dar știți cum e la chimie. Ai o grămadă de metode de rezolvare a problemelor. Important este să o faci pe cea cu care te simți tu confortabil. Același lucru până aici, aflam masele de carbon, hidrogen și oxigen, dar în loc să mă duc spre formulă moleculară, deci spre masă molară, puneam aici 100, ca să mă duc spre formulă procentuală. În 100 de grame cât avem? A, B, C. Am fi obținut niște procente, nu știu, 66%, 11% și tot așa, după care împărțeam tot prin 12, 1 și 16, prin masele atomice, dar la și apoi prin cel mai mic rezultat dintre ele, prin cel mai mic cât, ca la final să am de fapt o formulă brută. Iar pentru bruta aia trebuia să mai fac încă un calcul, să ajung spre moleculară, tot trebuia să mă iau de masă molară, să zic, ok, paranteza aia din brută cât cântărește, dar masa toată cât este? A, împărțind masa toată la paranteză, înseamnă că îmi dă N-ul și aflu formula moleculară. Cumva simțeam că sunt mai mulți pași, mi se pare mai obositor, mai ales că în examen chiar aveți nevoie să economisiți timp. Bun, merg mai departe pentru că mai am ceva de aflat. Am formula structurală și nu uit că ni s-a spus că acest compus este un compus saturat. Deci aflu repede din formula noastră moleculară pe care eu am și verificat-o. Întotdeauna îmi place să fiu foarte scrupuloasă. Am verificat dacă mi-a dat bine, dacă e compus saturat și am calculat nesaturarea echivalentă. Vă aduceți aminte formula 2 plus dublu carbonilor minus hidrogeni. Pe oxigen îl neglijăm pentru că avea o paranteză egală cu 0, dacă vă aduceți aminte. Totul pe 2. Deci 2 plus dublu carbonilor minus hidrogeni egal cu 0 înseamnă că acest compus este saturat și am ales să fac o formulă cu legături simple foarte ușoară, nu mă complic, dacă dau, mai ales dacă dau bacul la chimie,
Chiar nu este sfătuibil să scrieți cine știe ce dinozauri acolo pe foaia de examen, pentru că nu vi se punctează complexitatea. Vi se punctează dacă ați ajuns la un anumit rezultat. Nu vă complicați ca să nu aveți mai multe șanse de greșeală. Bun, și am scris o catenă liniară cu 5 carboni, cu două grupări OH implicate numai în legături simple, adică un 1,5-dihidroxipentan. Și am reușit prima noastră problemă de ardere. Merg mai departe. Problema numărul 3 de la pagina 16. Cu ce ne provoacă aceasta? O să vedeți, toate aceste probleme variază doar puțin. Prin arderea 1,68 grame de hidrocarburi obținem 2,688 decimetri cub de dioxid. Densitatea vaporilor față de aer e 2,91, trebuie să aflăm substanța. Scot datele de problemă. Masa hidrocarburi, eu notez cu e mic, 1,68 de grame. Densitatea față de aer, aici e ce ne duce în plus, 2,91, volumul de dioxid de carbon 2,688 de decimetri cubi. Unitățile sunt bune, vedeți gram decimetru cub, să ne ocupăm de densitatea de aer. Și încă ceva, deci ce a adus în plus această problemă este că ne arată doar dioxidul de carbon, nu ne mai arată apa. Dar, în schimb, ne spune că e hidrocarbură, deci doar carbon și hidrogen, și atunci, prin diferență, putem să aflăm hidrogenul, așa cum am făcut mai înainte cu oxigenul. Haideți să mergem puțin pe site, să ne ocupăm de problemele cu densități. Să vedem puțin formulele densităților. Ce e densitatea? Densitatea este raportul dintre o masă și un volum. Se notează cu ρ de obicei, m mic pe v. Informații date de obicei în probleme. O să mai vedeți densitatea absolută. Înseamnă densitatea unui mol de substanță. Și atunci, cine e masa? Masa unui mol. Masa molară, M mare. Cine e volumul unui mol? Volumul molar, care întotdeauna e 22,4. Și atunci, de aici scoatem că densitate, masa molară, supra 22,4. Sau am putea scoate pe diagonală că masa molară este 22,4 ori densitatea. Este, de fapt, un alt pas pe care îl poate aduce o problemă, ca să vă încurce așa puțin el. Nu vi se dă direct masa molară, cum am avut în problema de dinainte. Vi se dă densitatea și atunci voi trebuie să mai faceți o înmulțire, să înmulțiți cu 22,4. Nu e chiar atât de complicat. Același procedeu este, de fapt, și în cazul densității relative, mai des folosite în probleme. O densitate relativă înseamnă raportul dintre densitățile absolute a două substanțe. Și atunci, densitatea absolută este, încă o dată, M mare, masă molară, supra volum molar. Dacă le scriu una peste cealaltă, masa primeia, supra 22,4, supra masa celei de-a doua, supra 22,4, dar la matematică numitorul numitorului devine numărător, pentru că se răstoarnă, atunci obținem această formulă care se simplifică ușor prin 22,4. Obținem de fapt că densitatea relativă este raportul dintre două mase molare, dintre masa molară a substanței date în probleme supra masa molară a substanței de referință, masa molară a azotului, a oxigenului, a aerului. A aerului se folosește frecvent pentru că este o valoare care tot așa trebuie să o țineți voi minte, cu care veniți de acasă în bagajel, ca să zicem așa, cum ați avut pentru volumul molar 22,4 și masa molară a aerului, o să vă rog să o țineți minte 28,9. Bun, hai să vedem ce facem cu aceste formule în problema noastră. Trebuie să calculăm, folosind formulele pe care le-am văzut mai devreme, masa molară. Întotdeauna îmi place ca primul calcul pe care îl fac este să aflu masa molară. De ce? Și pentru că voi în examen aveți acolo o enumerare, niște răspunsuri, niște variante A, B, C, D. Și dacă am masă molară, atunci aș putea aproxima care dintre variantele de răspuns este, fără să mai fac celelalte calcule. Bine, noi mergem mai departe, noi calculăm, dar ca idee s-ar putea să fie ușor pentru economie de timp. Suntem aici, determinăm masa molară a hidrocarburii, știind că formula este raport dintre masa hidrocarburii și masa aerului. Dacă vă e greu să calculați așa pe diagonale, puneți aici un 1 și atunci aveți D pe 1 egal cu M pe M. Cine e masa hidrocarburii? Păi e D
ori m supra 1 și ar fi fost poate mai ușor. Bun, înlocuim densitatea aerului 2,91, masa aerului 28,9, am zis că vin cu ea din bagajel de acasă, am obținut 84 gram per mol, ce obținem întotdeauna unitatea, grame, s-a lucrat în grame, per mol. Și vedeți, puteam să aproximez de câte ori intră carbonul, știu că are doar carbon și hidrogen, de câte ori intră carbonul în 84, cam de 7 ori, dar 7 ori 84 nu mi-ar rămâne loc pentru hidrogen. Atunci merg mai jos, de 6 ori, 6 ori 12, 72, din 84 mai rămân 12 hidrogen. Am obținut formula moleculară așa la scurt, un C6H12, o hexenă, un ciclohexan, fără ca măcar să fac calcule. Dar noi învățăm să facem probleme. Nu se știe dacă poate ni se mai cere altceva în examen. Merg mai departe, încă o dată. Prin arderea unei substanțe, tot carbonul se transformă în dioxid, tot hidrogenul în apă, azotul se degajă în atmosferă sub formă de azot. Deci dacă ne jucăm cu flăcărica, mereu vom identifica acești CO2, apă și azot, dacă este cazul. Datele de probleme trec acolo sus ce am obținut. Masa molară. Ce fac primul lucru? Transform, aplic acel artificiu, transform în moli cantitățile obținute. Mie mi-este mult mai ușor așa în moli. Pentru dioxidul de carbon, volumul este din problema 2,688 de decimetri cubi. Formula o știu. Număr de mol egal cu volum pe volum molar. Volumul molar îl știu pe din afară, 22,4 litri. Din toate acestea am scos că numărul de mol de dioxid este 2,688 pe 22,4, adică 0,12 mol de dioxid de carbon. De ce ne trebuie moli? Ca să aflăm, de fapt, masele de carbon. Adică, dacă un mol de dioxid întotdeauna are un carbon, adică 12 grame de carbon, cât am avut noi, 0,12, câte grame de carbon vor avea? Vedeți, iar îmi trebuie perfectul, pătratul perfect. 12 ori 0, 12 pe 1, mi-au dat 1,44 grame de carbon. Le notez acolo sus, lângă datele de probleme. Ce mai trebuie să calculez? Al doilea element din substanță. Dacă e hidrocarbură, atunci e hidrogen. Dacă toată hidrocarbura avea 1,68 grame, carbonul are 1,44. Cât hidrogen avem? 0,24. Trec sus acolo, lângă carbon și hidrogenul nostru și ultimul pas era să spunem așa, că din toată hidrocarbura, 1,68 grame, avem 1,44 carbon, 0,24 hidrogen. Da, dintr-un mol, din 84 gram per mol, cât avem noi masa, de aceea ne trebuia. Avem un A și un B. A pe diagonală, 84 ori 1,44 supra 1,68, am obținut 72 de grame de carbon. B pe diagonală, 84 ori 0,24 supra 1,68, am obținut 12 grame de hidrogen, dar astea sunt mase totale, împar la masa unuia singur, la 12 pentru carbon, la 1 pentru hidrogen și am obținut C6H12, exact ce discutam mai devreme. A fost foarte easy. Deja suntem specialiști. Vedem acum problema 4 de la pagina 16. Cu ce ne provoacă ea? La analiza 1,18 grame de substanță organică s-au obținut dioxid de carbon, apă și azot, toate volumele măsurate în condiții normale. Trebuie să determinăm formula moleculară a substanței, știind că densitatea, iar avem densitatea, vaporilor față de azot este 2,1. Scoatem datele de problemă. Deci masa substanței o notez cu un m mic, 1,18 grame. Densitatea de azot 2,1. Volumul de CO2 e un V, 1,344, volumul de apă și volumul de azot. La azot ne deranjează pentru că avem centimetri cubi. Vedeți, am lucrat grame, decimetru cub, litru și tot apare acel centimetru cub, care nu e ok, e prea mic. Trebuie să trecem în decimetri cub, din mic în mare. Trebuie să înmulțim cu 10 la minus 3, adică să trecem 3 cifre peste virgulă. Și am obținut, am transformat repede, 0,224 decimetri cubi de azot. Întotdeauna fac aceste transformări de la început. Ce ne aduce nouă această problemă?
faptul că avem azot acolo, în rest, cam totul e ok. Datele de problemă le trecem sus și începem să rezolvăm. Primul lucru pe care îl facem, căutăm formula aceea de densitate, determinăm masa molară. Formula densității în raport cu azotul ar fi raportul dintre masa molară a substanței noastre supra masa azotului. De aici scoatem că masa substanței noastre este densitatea azotului o masa molară a azotului. Aflăm masa molară a azotului. Un azot cântărește 14 grame. 2, molecula de azot N2, este 28 de gram per mol, înseamnă că înlocuind avem masa substanței egal cu 2,1 densitatea când ne-a dat problema, ori masa azotului 28, 59 gram per mol. Mergem și trecem acolo sus masa hidrocarburii aflate de noi. Aplicăm artificiul nostru, transformăm cantitățile de produși obținuți în moli pentru dioxid. Știm volumul, știm formula nu egal cu VPV molar, unde V molar e 22,4. Din toate, scoatem că numărul de moli e 1,344 pe 22,4, adică 0,06 moli de dioxid de carbon. Același lucru pentru apă, aici ni s-a dat în volume, nu ni s-a dat în mase ca mai devreme și atunci aplicăm formula de volum. Numărul de mol e V pe V molar, 22,4 V molarul, din toate acestea am scos că apa are 0,09 moli total de apă. Să nu uităm să facem același lucru și pentru azotul acela care se plimbă prin atmosferă. Știm că volumul e 0,224 de decimetri cubi. Formula clasică, scoatem de aici numărul de moli, ca fiind 0,224 pe 22,4, ce frumos se simplifică, 0,01 mol de azot. Trecem toate acestea sus acolo lângă datele de problemă, să nu uităm de ele și să nu ne întrebăm ce fac acum, care este pasul următor. Din toți molii aceștia trebuie să scoatem, de fapt, carbonul, hidrogenul și azotul, ce ne interesează pe noi. Și atunci, carbonul, știind că într-un mol de dioxid avem un carbon, deci 12 grame, încât am calculat noi, o să avem X pe diagonală, 0,06 ori 12 pe 1, am obținut 0,72 grame de carbon. Dar hidrogenul îl aflăm din apă, știind că apa întotdeauna are 2 hidrogeni, deci 2 grame de apă în fiecare mol, înseamnă că 0,09 ai noștri au un Y. Pe diagonală au aflat 0,18 grame de hidrogen, la fel și pentru azot. Un mol de azot, e numai din azot, deci 28 de grame, înseamnă că în 0,01 al nostru, pe diagonală, foarte ușor de calculat, 0,28 de grame de azot. Trec totul sus acolo să nu uit ce am aflat, masele de carbon, de hidrogen și de azot. Verificăm dacă avem oxigen, nu uităm că s-ar putea să avem oxigen și adunăm cât carbon, cât hidrogen, cât azot am adunat, dar am obținut exact 1,18 cât era masa noastră inițială și atunci aplic direct ultima regulă aceea de 3 simplă în care în toată substanța am atât carbon, hidrogen, azot. Într-un mol, în 59 de grame per mol, avem un ABC, A pe diagonală 59 ori 0,72 pe 1,18 mi-a dat 36 de grame de carbon, la fel hidrogenul pe diagonală 59 ori 0,18 pe 1,18, iar azotul pe tot pe diagonală, aveți grijă mereu să vă duceți pe aceeași diagonală, adică substanța și atomul respectiv, ca să nu scrieți 3 tabele de 3 simplă, că ar fi o economie de timp. Deci pentru azot, 59 ori 0,28 pe 1,18, deci am obținut 9 grame de hidrogen, 14 grame de azot, totul se împarte la masa unui singur atom, pentru că noi am obținut mase totale, câți carboni aveam, cât carbon aveam. 36 de grame de carboni aveam în total, dar unul singur cântărește 12 grame, deci avem 3 carboni. Pentru hidrogen împărțim prin 1, e același lucru. Pentru azot împărțim la 14, am obținut un singur azot și iată formula moleculară C3H9N. Foarte ușor, foarte drăguță problemă.
Hai să vedem cu ce ne provoacă problema 5 de la pagina 16. Să o bifăm și pe aceasta. Mă face să devin nostalgică, să-mi aduc aminte de când făceam eu probleme, acum 20 ceva de ani ca voi, și erau provocatoare. Fiecare dintre ele mai aducea ceva diferit. Avem substanța noastră, doar carbon, hidrogen și clor, cu masa molară 127. Masa substanței 127 s-a obținut atâta clorură de argint și dioxid de carbon. Să aflăm formula moleculară, formula structurală, știind că avem mai legături simple sigma. Scoatem datele de problemă. Masa substanței, notăm cu E mic, 1,27 grame. Masa molară, 128 gram per 1 mol. Masa dioxidului, tot un E mic, MCO2, 1,76. Masa clorurii de argint, 2,87. Trebuie să aflăm formule moleculare și structurale. Ce aduce nou această problemă față de ce am vorbit înainte? Acel 2,87 grame de argint clor, de clorură de argint, ea ne ajută ca să aflăm clorul dintr-o substanță, în același mod în care am discutat și mai înainte, adică nu este cine știe ce alt mod de calcul. Datele de probleme le trecem acolo sus și începem să calculăm. Deci în urma analizei noastre, carbonul s-a transformat în dioxid, clorul s-a transformat în clorură de argint. Încercăm să aplicăm acel artificiu al nostru, să transformăm totul în moli pentru carbon, pentru dioxid de carbon. Știm masă, știm formula, numărul de moli E mic pe M mare, putem să aflăm, trebuie să aflăm masa molară a dioxidului de carbon. Un carbon plus 2 ori oxigen ori 16, 44 gram per mol. Din toate astea am scos numărul de mol de dioxid de carbon ca fiind 0,04 mol de CO2. La fel fac și pentru clorura de argint. Știu masă, știu formulă, aflu masă molară, argintul cântărește 108 grame, clorul 35,5, adunate, am scos masă molară 143,5 gram per mol. Din toate astea, numărul de mol este de 0,02 mol de clorură de argint. Ce valori frumoase! Merg mai departe, scriu acolo sus ce am aflat, dioxidul, clorură de argint, ce aflăm în continuare, vei să aflăm carbonul și clorul din substanțele noastre. Știind că un mol de dioxid de carbon are un singur carbon, deci 12 grame, 0,04 ai noștri vor avea X pe diagonală, 0,04 ori 12 pe 1, adică 0,48. La fel și pentru clor. Un mol de clorură de argint are un singur atom de clor, deci doar 35,5. Dar 0,02 ai noștri Y pe diagonală 35,5 ori 0,02 pe 1, 0,71 grame de clor. Ce ne lipsește? Hidrogenul. Ni s-a spus că substanța noastră are doar carbon, clor și hidrogen. Facem cu hidrogenul cum calculăm și cu oxigenul, prin diferență. Dacă substanța noastră cântărește 1,27, din care 0,71 sunt clor, 0,48 sunt carbonii, cât hidrogen avem? Și avem masa finală de hidrogen. Trec acolo sus tot ceea ce am aflat despre carbon, clor și hidrogen și aplicăm ultima regulă de 3 simplă. Din masa totală de substanță am atât carbon, hidrogen și clor. Dar într-un mol, în 127, ce valori frumoase, ce frumos se va simplifica. Avem un A, B și un C pe care le calculăm repede și am obținut 48 de grame de carbon, 8 grame de hidrogen, 71 de grame de clor. Acestea sunt mase totale. Să nu uit să împart la masa unuia singur. Împart la 12 pentru carbon, la 1 pentru hidrogen și la 35,5 pentru clor și iată formula noastră moleculară C4H8CL2. Foarte ușor. Care este formula structurală? Mai trebuie să aflăm, știind formula moleculară și care doar legături simple. Iar am făcut una foarte easy, catenă liniară, 2 clor puși whatever unde și am obținut 1,4 diclorobutan sau clorură de 1,4 butilen, ilen, radical divalent de la 2 carboni diferiți.
Și am mers mai departe la problema numărul 6, de la pagina 16. Suntem ași în probleme. Deja știm să le rezolvăm foarte ușor pe această tipologie, cel puțin. În urma descompunerii termice a 4,38 grame de substanță organică cu masă molară 146 gram per mol, obținem atâta monoxid de carbon, dioxid de carbon, apă, să vedem formula. Deci, scot datele de problemă, să fiu foarte atentă la fiecare detaliu. Știu masa molară de substanță, îl știu pe M mare. Știu masa de substanță, M mic, volum de monoxid, de dioxid, masă de apă și trebuie să aflu formula moleculară. Acesta este campionatul de probleme. Am dat startul la campionatul de probleme. Ce facem acum? Ce e nou acum? Faptul că ni s-a dat atât monoxid cât și dioxid. Cu alte cuvinte, n-am avut suficient oxigen. Nu știu, imaginați-vă o sobă în care am închis ușa prea repede, n-am avut suficient oxigen acolo și nu pot să ard complet carbonul, nu pot să-l fac dioxid de carbon, îl fac monoxid de carbon. Deci voi avea de aflat carbonul atât din mono cât și din dioxid de carbon și aplicăm acel artificiu al nostru în care transformăm toate cantitățile de produși obținuți în moli. Pentru monoxid știu volum, știu formula nu egal cu VPV molar, adică pe 22,4. La fel și pentru dioxid știu volumul. Putem să aflăm numărul de moli de monoxid, care este 0,09, și numărul de moli de dioxid, care va fi 0,15 moli. Nu uităm să transformăm și apă, știm masă, aplicăm deci formula numărului de moli pentru masă, e mic pe mare, unde masa molară am calculat-o mai devreme este 18 gram per mol, de aici scoatem numărul de moli ca fiind 0,27 mol de apă. Trecem totul acolo sus pentru a putea afla în continuare masa de carbon. Aflu carbonul atât din monoxid, știu că un mol de monoxid are un singur atom de carbon, deci 12 grame, cât vor avea 0,09. Dar din dioxid, un mol de dioxid, tot un carbon are, deci tot 12 grame, dar 0,15 ai noștri. Și hidrogenul îl aflăm din apă. Un mol de apă are 2 hidrogeni, deci 2 grame, dar 0,27 ai noștri. Am aflat tot, și carbonul și hidrogenul, adunăm totul să vedem dacă mai avem și oxigen, pentru că nu ni s-a spus nimic, și vedem că obținem 2,88 de grame de carbon și hidrogen. Dar masa noastră inițială era de 4,38, înseamnă că am făcut o verificare bună și avem 0,96 grame de oxigen. Le trecem pe toate acolo sus ca să nu uităm ce am aflat și ce mai trebuie să aflăm, ce mai trebuie să calculăm. Trebuie să calculăm finalul din masă molară, formula moleculară. Atâtea grame de substanță au 2,88 carbon, 0,54 hidrogen, 0,96 oxigen, dar un mol 146 A, B, C. Calculăm pe diagonală. A-ul nostru ne dă 96 de grame de carbon, B-ul ne dă 18 grame de hidrogen și C-ul 32 de grame de oxigen. Acestea sunt mase totale. Nu uităm să împărțim la unul singur, la 12 grame pentru carbon, la 1 pentru hidrogen și la 16 pentru oxigen. Și iată cum am obținut în sfârșit formula moleculară, adică C8H18O2. Bun, și să vedem ultima problemă de la pagina 16, problema numărul 7. Ce ne mai arată ea, cu ce ne mai provoacă, cu ce ne mai încântă? În condiții normale, un decimetru cub dintr-o hidrocarbură gazoasă cântărește 2,5 grame. În urma arderii a 0,2 mol din aceeași hidrocarbură, deci vedeți, avem o a doua probă, se degajă 35,2 grame de dioxid de carbon. Să determinăm formula moleculară și structurală, știind că ea conține o legătură pi la atomul de oxigen, deci are și oxigen. Datele problemei.
Vedeți, aici e interesant. Avem, de fapt, două probe. Despre proba 1 ni se spune că ocupă un volum și cântărește o masă, deci s-a măsurat, s-a cântărit, dar poate e prea mult și atunci noi vrem să ardem doar o fracțiune din ea și se ia proba 2, 0,2 moli din substanța respectivă cu masa degajată a dioxidului în urma arderii, 35,2 grame. Suntem întrebați formulă moleculară și formulă structurală. Asta este ceea ce ne aduce problema aceasta nouă. De aceea îmi plac problemele acestea din manualele de chimie, pentru că problemele merg foarte gradual. Ai o mică diferență între prima și a doua și următoarea problemă, astfel încât să nu te bulverseze, să fie total diferită una față de cealaltă și să nu mai reții ce ai învățat. Atauși puțin câte puțin. Bun, aici am deci două probe pe care le voi discuta separat. Deja ne luăm doctorat în probleme. Ce facem primul lucru? Ce aflăm întâi? Masa molară este cel mai simplu, mi se pare cel mai ușor. Cum calculăm masa molară a acestei hidrocarburi? Știm că avem un volum, ocupă în spațiu un decimetru cub. O masă cântărește 2,5 grame. Ca și corespondență de unități, vedeți, suntem ok, decimetru cub, gram. Și avem o formulă. Ce am făcut? Am luat, de fapt, formula aceea a numărului de moli și am făcut o egalare între partea cu volumele și partea cu masele. Și am obținut volum pe volum molar, egal cu M mic pe M mare. Din toate acestea, știm volumul molar, putem să scoatem pe M mare masa substanței, care masa molară a substanței este volum molar ori M mic supra V, adică 2,5 ori 22,4 pe 1, am aflat 56 de gram per mol. Deci, știind masa molară a substanței, deja putem să aproximăm cine este substanța, de câte ori intră carbonul, 12 în 56, de 4 ori, 48, înseamnă că ne mai rămân 8 hidrogeni. Deja știm ce 4H8, dar noi trebuie să calculăm. Așa este elegant. Bun, trec acolo sus ce am aflat și acum aplicăm acel artificiu despre care am discutat noi, transformăm toate substanțele obținute în moli, adică dioxidul de carbon îl avem în mase, deci aplicăm formula numărului de moli în raport cu masele, M mic pe M mare, putem afla masa molară a dioxidului, am mai aflat-o încă o dată, un carbon 12 plus 2 oxigen 2 ori 44 gram per mol, de aici numărul de mol de dioxid este 0,8 mol. Asta ne ajută pentru a determina de fapt cât carbon avem în substanța noastră. Păi dacă un mol de CO2 are un singur carbon, deci 12 grame, 0,8 moli vor cântări pe diagonală, 12 ori 0,8 pe 1, 9,6 grame de carbon. Notăm acolo sus ceea ce am aflat și putem în continuare să aflăm informații despre proba numărul 2. De ce? Pentru că ați văzut, noi făceam un calcul în care spuneam în masa de substanță avem atâta carbon, atâta hidrogen. Noi nu știm masa de substanță, deci asta ne lipsește. Trebuie să o aflăm. Dar ce știm despre ea? Știm masa molară, știm că ea cântărește 56 gram per mol, știm că avem 0,2 moli, aplicăm aceeași formulă, număr de moli egal cu M mic pe M mare, doar că inversată puțin, în care scoatem pe M mic, pe diagonală, număr de moli ori masă molară, adică 0,2 ori 56, am obținut 11,2 grame de hidrocarbură. Deci în 11,2 grame de hidrocarbură, noi avem 9,6 grame de carbon, dar într-un mol, în 56 gram per mol. A, pe diagonală A e 56 ori 9,6 pe 11,2, adică 48 de grame de carbon, iar prin diferență până la 56 putem afla hidrogenul care cântărește 8 grame. De aici împărțim la masele fiecărui atom, 48 la 12, 4 carbon, iar hidrogenul rămâne 8 și iată cum știm deja formula moleculară C4H8. Știm că substanța conține o legătură pi, putem să aflăm structurală, o fac foarte simplă din nou, în lucrurile simple nu greșim, o catenă liniară cu o legătură dublă, am obținut o 1 butenă. Very easy. Și acum, ca de final,
un mic test, să vedem dacă am înțeles ceva din toată povestea de astăzi. Nu fugiți, vă rog frumos. Vă arăt problema, puneți o pauză la filmuleț, încercați să o rezolvați, iar apoi verificați-vă dacă ați obținut ceea ce trebuie și dacă mai sunt și alte metode de calcul. Deci urmăriți și apoi rezolvarea. Ce spune problema 4 de la aceeași pagină? Este partea cu testul. Ni se spune că se ard 1,44 grame de substanță organică cu densitatea vaporilor față de aer egală cu 2,49. Știind că se obțin 1,792 decimetri cub de dioxid de carbon, 1,44 grame de apă, ni se cere să aflăm formule procentuală, brută, moleculară, și apoi să scriem o formulă structurală, știind că atomul de oxigen din moleculă, deci se spune că avem o sură de oxigen acolo, atomul de oxigen din legătură are o singură legătură pi, are singura legătură pi din moleculă. Punem pauză, rezolvăm, ne vedem după. Să vedem dacă am scos datele de problemă bine. Avem masa de substanță, deci un E mic. Avem densitatea față de aer, 2,49, un volum de dioxid de carbon V mare, 1,792 decimetri cub, deci suntem bine pe unități corespondente, grame, decimetri cub, grame, până aici e bine. Masa de apă e mic, 1,44 grame. Ce facem primul lucru este să aplicăm formula de densitate. Determinăm masa molară din această formulă a densității. Știm că densitatea aerului este masa substanței supra masa aerului. Înseamnă că masa substanței e pe diagonală D aer ori M aer. Înlocuim și am obținut 72 gram per mol și aici putem să aproximăm cine-i substanța. Știm că avem un oxigen, îl scădem de aici, scădem 16 și vedem de câte ori intră carbon. Dar noi calculăm, da? Pentru că ne trebuie și moleculară, și procentuală, și brută. Trec acolo ce am aflat, 72 grame pe mol, și aplicăm acel artificiu al nostru. Transformăm toate cantitățile în moli. Deja suntem specialiști în formule de aflare a numărului de moli. Dacă avem informația în volume, aplicăm V pe V molar, unde V molar e 22,4. De aici am scos numărul de mol de dioxid de carbon ca fiind 0,08 moli. Pentru apă avem mase, deci aplicăm formula numărului de moli în mase, M mic pe M mare. Am calculat deja pe M mare, pe masă molară, 18 gram per mol pentru apă. De aici numărul de mol de apă este tot 0,08. Notăm acolo sus ceea ce am aflat și la ce ne trebuia pentru a determina de fapt masa de carbon și de hidrogen. Cum? Din dioxid de carbon, un mol are un singur carbon, deci 12 grame, înseamnă că din 0,08 ai noștri vom avea un X pe diagonală, 0,08 ori 12 pe 1, iar pentru hidrogen, un mol de apă are 2 hidrogen, deci 2 grame, 0,08 ai noștri vor avea Y, Y e 0,08 ori 2 pe 1, și nu uităm și de oxigen, să-l calculăm prin diferență. Pentru că 0,96 carbonul plus 0,16 hidrogenul dau doar 1,12, dar noi avem 1,44 grame de substanță. Prin diferență am obținut 0,32 grame de oxigen. Ce formulă moleculară avem? După ce am notat toate cele, putem să facem ultima regulă de 3 simplă. Din masa de substanță dată în problemă, noi am calculat cât carbon avem, cât hidrogen avem, cât oxigen avem. Dar într-un mol, în 72 gram per mol, cât cântărește un mol, ABC. Și iată, aul 72,096 pe 1,44 obținem 48 de grame de carbon. BU 72 ori 0,16 pe 1,44 obținem 8 grame de hidrogen, iar C-ul 72 ori 0,32 pe 1,44 obținem 16 grame de oxigen, care sunt mase totale, la fiecare sunt mase totale. Trebuie să împărțim la masa unui singur atom, pentru carbon împărțim la 12, pentru hidrogen la 1 și pentru oxigen la 16. Iată formula moleculară, C4H8
În mod foarte asemănător putem să aflăm formula procentuală. În același fel, am obținut atâta carbon, hidrogen, oxigen din 1,44 grame de substanță, dar în 100. Aceasta e formula procentuală. Dar în 100, tot ABC, aceeași poveste. Și am obținut 66,66% carbon, 11,11% hidrogen, 22,20% oxigen. Pentru a afla formula brută, pasul 1 este să împărțim apoi prin masele atomice, prin 12 pentru carbon, prin 1 pentru hidrogen, prin 16 pentru oxigen. Deci am obținut niște valori, iar pasul 2 era să împărțim fiecare rezultat la cel mai mic dintre ele. În cazul nostru împărțim la 1,38 și obținem 4 carboni, 8 hidrogeni, 1 oxigen cu formulă brută C4H8O. De aici pot să scot cea mai simplă formulă structurală cu putință, catenă liniară și o dublă legătură cu oxigenul pentru că aveam o singură legătură pi. Deci sper că v-au ajutat problemele noastre de chimie. O să mai urmeze dacă vă plac. Nu uitați să intrați pe site www.meditații-medicina.ro, dați-ne urmărire și pe Facebook, și pe Insta, și pe YouTube, să nu pierdeți când facem filmulețe. Încercăm să intercalăm filmulețele de teorie din anatomie și din chimie cu filmulețe de probleme, pentru că până la urmă tot acest examen, toată această admitere e o chestie complexă și trebuie să știm câte puțin din fiecare, iar noi încercăm să abordăm acele lucruri care pot să fie provocatoare. Aveți lecții de probleme și pe site, puteți să le parcurgeți. Fiecare lecție are informații de teorie, anumite formule și exemple de probleme rezolvate, dar aveți și teme. Temele sunt de un nivel ușor spre mediu, iar la porțiunea de teste, testele au probleme cu un nivel mai ridicat de dificultate, deci mergeți pe fiecare dintre ele, parcurgeți atât lecțiile, cât și testele, cât și teste mixte și simulări și grile. Pentru că este foarte important să lucrați voi cât mai mult, de altfel. Bun, și dacă vă duceți pe temele de probleme și rezolvați un test, no, eu nu vreau acum să stăm să pierdem timpul să rezolvăm, vreau doar să vă arăt. Când ajungem la final, puteți avea rezultatele aici. Și chiar dacă am făcut bine, chiar dacă nu contează, pot să mă duc să văd explicația. Și dacă nu ați înțeles, ne scrieți aici, iar noi încercăm să vă răspundem. Ne dorim extrem de mult ca elevii noștri să îndrăgească ceea ce învață și nu să învețe mecanic, să învețe cu plăcere. Echipa www.meditații-medicina.ro vă dorește mult succes!